Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oare cine va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Misericioși, cam așa poate să înceapă orice zi din viața oricui. Aceasta este realitatea. Teama de a găsi în ziua pe care o începem un obstacol de netrecut. Vă să zic că dacă aceasta este realitatea, ce face diferența? Pentru că v-am mai spus și altă dată, Dumnezeu a făcut o mare minune cu noi, ne-a dat o singură realitate și câte o percepție pentru fiecare dintre noi. Și așadar, diferența dintre oameni nu face realitatea dată, ci o face percepția pe care o avem înaintea acestei realități. Ne trezim dimineață și găsim așa o zi pe care o bănuim noi, așa, avem o intuiție că dacă începe prost, se termină și mai prost. Și ne trezim văzând la ceasul nostru sau la telefon sau la sonerie că am ratat primele 10 minute, nu știu de ce, n-am fost atenți, n-am pus ceasul să sune cum a trebuit și gata. Aceasta este realitatea, dar urmează percepția și rezolvarea acestei realități. Bun, o să ajung cu 10 minute mai târziu, probabil că o să stau cu jumătate de oră sau o oră peste program, dacă pot să repar ceva bine, dacă nu, nu. Dar te duci în garaj și vezi pană la ambele roți pe spate. Și zici, bun, înseamnă că îi voi petrece mai multe ore la serviciu ca să mai recuperezi ceva. Ieși afară și n-ai semnal la telefon ca să chemi un taxi. Ca să meargă așa, ca o zi adevărată. Ce faci? Bineînțeles că primul lucru este să arunci cu telefonul. Păi, tată, după ce ai dat atâtea milioane pe el, parcă vezi pe unul supărat. Păi, s-a supărat fix pe telefon, că nu are semnal. Și a zvârle cu el într-o ușă fix de beton. Și atunci, totuși, ce percepție putem să avem? Să zicem, da, cred că au început încercările. Nu-mi pun mintea cu ce va mai urma, dar mergi mai departe, într-o stație de autobuz, bineînțeles că și autobuzul întârzie și ajungi în sfârșit, cu două ore întârziere, când s-a luat și contica și nu mai poți să mai faci absolut nimic. Nimic pentru un om disperat, dar totul pentru un om care știe să perceapă realitatea. Să meargă până la personal, să spună, transmite-i șefului cererea mea pentru o învoire de o zi. Și ai plecat să te liniștești. Păi și o să spuneți, bine, bine, da, și mâine dacă e la fel, și mâine nu e la fel. Avem voie de la o anumită vârstă, noi ăștia, așa am născut mai de mult, la vreo 25 sau 29 de zile nelucrătoare pe an. Bă, cât ai ghinionul să ai, totuși, totuși. Și atunci să revenim la problema noastră. Oare cine va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dacă tot ne trezim cu această întrebare și mai ales cu această îndoială dacă putem să facem față sau nu putem să facem față, să ne gândim în primul rând la femeile mironosițe pe care astăzi le prăznuim, care atunci când a fost nevoie să-și continue lucrarea de îmbălsămare a Mântuitorului, au plecat de acasă și numai pe drum, s-au gândit, oare cine va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Asta ce înseamnă, fraților? În primul rând, trebuie să fim atenți că ele n-au stat acasă să-și pună această întrebare la cafea. Să spună, noi, da, suntem aici toate, da, Maria, Salomea, Maria lui Iosie, da, suntem toate, bă, fetelor. Hai să zicem, piatra o pus ăștia la mormânt. Hai să stăm la o cafea, mai discutăm. Vedem de care-i treaba. Probabil că spre seară venea cineva și spunea, bă, dar nu mai e piatra acolo, bă, nu-i și n-am ratat. Ei, nu, ele n-au făcut așa. Ele, știind că piatra era foarte mare, au pus accent pe ce? Pe datoria lor. Dar nu o datorie impusă de cineva,
ce era datoria ființială a lor. Începuseră îmbălsărea Marea Mântuitorului când l-au așezat în mormânt, dar nu încheiaseră lucrarea. Mi se pare ceva cunoscut? Când vine femeia de la serviciu, adică ziua începută, da, a îmbălsămat acolo ce a îmbălsămat, adică ce avea de făcut, și după aia a ajuns acasă. Acasă ce a făcut? A stat lângă soțul care și-a deschis ziarul și s-a uitat pe știri cu un ochi la televizor și pe altele în ziar? Nu. A întrebat unde sunt copiii, i-a întrebat pe fiecare pe cu temele. Asta este datoria pe care fiecare femeie și, bineînțeles, că și fiecare bărbat ar trebui să o perceapă. Eu iau acum îngăduință de la soția mea să spun că nu sunt dintre cei care fac chiar totul. Mă străduiesc, nu mi-a ieșit până acum mai nimic, dar mă străduiesc, asta pot să vă spun cu siguranță. Și atunci, ele au zis așa, au plecat, deci și-au luat miresme, și-au luat tot ceea ce era necesar pentru îmbălsămare și numai așa pe cale, au zis, dar cine ne va prăbări nouă piatra de la ușa mormântului? Ei, vă spun ceva, de dimineață mi-am adus aminte că este prima duminică în care la ușa peninsulei s-a zis mai de mult că se va așeza o piatră de netrecut. Treci piatra aia, nu mai știu dacă ai vreo 10-15 aprobări de la nu știu ce birouri, dacă ai RCA la mașină valabil până, probabil până în 2050-2062, că în momentul în care am vrut să mi-am dus cu toate documentele, mi-a zis doamna de la biroul care se ocupa cu așa ceva, zice, părinte, nu vă scurați, dar peste o săptămână expiră RCA-ul. Păi zic, da, solo, peste o săptămână, dacă mă oprește acum mașina, poliția e valabil, da, dar nu avem continuitate, noi vă vom da acces ca să ajungeți în peninsula la dumneavoastră, la biserică, nu putem să, dacă nu avem continuitate la acest document, nu putem să vă dăm. Ai de mine. Și am întrebat așa cu părintele consultor, dar până când? A fost primul care mi-a deschis capul. Ce? Cred că avem nevoie până în 2050 de continuitate ca să le... Eu acum zic că peste 11 ani mă ascult Dumnezeu și mă pensionez. Și poate că la pensionari, la talonul de pensie, poate îmi dă și trecere în peninsulă. Poate, zic eu. Ei, și ziceam că mi-am adus aminte că de viață când am plecat. Și mi-am făcut așa un calcul, o retrospectivă a situației. Ca să ajungem la noi la biserică, în primul rând, acum 15 ani, o luam pe lângă Lupoaică, treceam de liceul Mihai Eminescu, îl salutam pe fratele Ovidiu, care săracul atunci când a venit în Dobrogea, a crezut că o să și plece, dar n-a mai plecat, și ajungeam la biserică. O una peste alta, în două minute, nu era mare lucru. După vreo 15 ani, se pune aici o bordură, una alta, nu mai trecem pe lângă să-l salutăm în fiecare dimineață și când drept noi pe fratele Ovidiu, să citim în tristele și să vedem marea odată cu el și așa mai departe. Nu! Și am luat-o pe, îi zicea odată, Bulevardul Marinarilor, acum îi zice alea Termenilor, nu știu, mă rog. Merge pe acolo, între dimici, respectiva șosea nu mai este pavată, este asfaltată, mergem până la capăt, până acum vreo luni de zile, când găsim niște pari fiți, fix în strada noastră. Am crezut că e o glumă, zic, bă, dar nu e 1 aprilie. Și am mers mai departe până la comandament, dă-i frumos, frumos cu stânga, am lăsat hotelul Palace. Cred că și Dumnezeu a uitat de el, că n-am mai văzut mișcare pe acolo de câțiva ani. Și ajungeam la biserică, bă, zic, ce-o problemă, ce-o bun. Ei, dar acum mă gândesc de dimineață, dis de dimineață, cum zice cântarea, mânecând cu mânecare adâncă, plec de acasă, bă, zic, trebuia să plec vreo 10 minute înainte, să văd, o fi barieră, nu o fi barieră, o merge
Acum vă imaginați că nici eu nu prea mai am încredere în funcționarii care mi-au dat respectivul permis. Că dacă n-au ștampilat bine codul de bare, te duci în fața barierei și arăți, mângâi pe acolo aparatele și aparatul zice că nu. Zic, ia să-mi iau eu o marjă. N-am mai putut să-mi iau o marjă, dar zic, ia stai mă, că azi e duminica mironosiților. Cred că așa au plecat mironosiților de acasă. Cu întrebarea asta, oare cine ne va prăvăli nouă fiată de la ușa mormântului? Bă, copii, nu mai era fiată la ușa mormântului. Bă, nu mă aștept să dispară stâlpii din dreptul străzii noastre, nu asta. Dar acum arată bine. Semnul ăla pe care îl vedeți și noastră alb așa, arată ca o piatră. Fix ca o piatră. Ca să nu zic că arată exact ca un spațiu în care pui ștampila. Nu zic asta, nu zic asta, zic așa. Nu mi-ești dată limba. Dar arată exact ca o piatră și scrie pe ea drum interzis circulații publice. Bă, când o zice mai mult de atâta, am mers. Acum nu știu dacă mă lasă să mă și întorc. Cred că trebuie să mă întorc pe altă parte, mă rog. Important este că dacă dintre dumneavoastră, așa ca mine, v-ați fi pus problema asta și lăsați mașina parcată pe nu știu unde, pe la Lucoaie sau în altă parte, cred că nici nu mai veneați până aici. Găseați biserica grea, găseați catedrală, oricum până aici e foarte muncă. Ei, problema este următoarea, tema noastră. Oare cine va prăveli nouă piatra de la ușa mormântului? Cine ne ține atât de strâns legați de această întrebare pe care în fiecare dimineață o așezăm lângă planul zilei noastre? Noi singuri. De ce? Pentru că nu avem curaj să începem. Vă mai aduc aminte, în câteva cuvinte dați-mi voie, despre Grămuceanu, care atunci când s-a dus să ia soarele și luna, pe care le furase zmeul zmeilor și le ascunsese într-un beci, le deduse după o barieră mai încolo, în zona peninsulară, s-a dus cu verigheta, cu inelul, la meșterii făurași și a zis, din acest inel să faceți un buzdugan. Acum, săracii meșteri, ce au zis pe Grămucene, n-a putut să zică în față, dar matale nu prea mai e minte. Te duci în primul rând să te duci cu zmeul zmeilor și n-ai nicio șansă și acum ne dai nouă ca să-ți facem din inelușul ăsta un dita mai paloș. Nu merge. Și au făcut din materialul lor. Numai că n-a mers paloșul respectiv până când a treia oară le-a zis fratele, ia dați-mi inelul ăla pe care vi l-am dat eu. De ce nu ați făcut din inel? E cam mic pentru el. Dar l-ați băgat în foc, ați încercat și în momentul în care l-au pus în foc să înroșească și să facă paloșul cu el, inelul s-a făcut atât cât trebuia material pentru un paloș. Iubiți credincioși. Ce lipsea meșteșugarilor acelora? Curajul începutului. Ce ne lipsește și nouă să facem diferența între oameni de succes și ceilalți? Curajul plecării de acasă. A pleca de acasă pe un drum pe care mi l-am propus de parcurs pentru o anumită zi, înseamnă că facem diferența între realitate și percepția realității. Toți vom sta acasă, ce putem să facem, mare scopă? Eu unul singur de piept cu toată lumea. Nu! Eu trebuie să-mi fac datoria mea. Pentru că dacă Dumnezeu află că eu încerc să-mi fac datoria mea, cu siguranță că va pune umărul chiar mai mult decât pot eu, inclusiv să-i cer, nu să-l pun eu umărul, vă imaginați. Dumnezeu este înaintea tuturor dorințelor noastre de a face ceva cu un singur amendament. Să începem și noi ceva. Pentru că există și partea cealaltă. Se spune că odată la un învățat în deșert vine un discipol și spune învățătorule, atât de mult am eu încredere în Allah, că era în zona aceea, nu era în zona Schengen, era în zona cealaltă. Atât de mult am eu încredere în Allah, încât mi-am lăsat cămila în fața cortului dumitale nelegată. La care înțeleptul zice, nebunule, du-te și leagă-ți cămila. Nimeni n-are voie să supere pe Allah cu lucruri pe care ar putea să le facă și el foarte ușor. E cam așa stau lucrurile.
Vă întrebați de ce n-am tradus și să spun că era un pusnic sau un duhovnic și să-l înlocuiesc Allah cu Dumnezeu în tradiție. Tocmai de aceea. Ca să știți că Dumnezeu ne așteaptă pe toți. Să nu mai aud pe nimeni că sunt unii, că sunt alții. Măi, fraților, la capătul rugăciunilor, credeți că stă altcineva în afară de Dumnezeu? Și dacă mă rog dintr-o parte și se vede Meca, trebuie să fie neapărat Allah și din partea asta să se vadă nu știu cum și învierea să se facă pentru că sunt catolic sau în partea asta că sunt ortodox. Haideți să fim serioși, vă rog frumos. Am plecat de acasă de dimineață ca să ne întâlnim frumos. Am plecat de acasă să dăm la o parte, inclusiv piatra de la ușa credinței. Ca să mergem mai departe, să nu rămânem așa în fața barierei, să zicem, eu stai, stau la 10 metri de bariera care nu există și îmi caut documentele la care le-am pe toate. Și când le găsesc, zic, aoleu, asta mă expiră în 2025, mamă, ce să mă fac că n-am continuitate. Și stau cu mașina acolo, se face dimineață și am ratat. De ce? Pentru că asta face diferența între realitate și percepția ei și mai ales între realitate și măsurile pe care le luăm noi atunci când avem o realitate în față. Pentru că acea realitate poate să nu fie în fața noastră fizic, să fie numai în fața necredinței noastre, în fața ochilor noștri care nu pot să vadă mai departe, în fața unor prejudecăți și mai ales să înlocuiască o anticipare pozitivă cu una negativă. Și atunci ce ne facem? Trebuie să învățăm de la femeile nevinovățite, măcar astăzi, că atunci când ne-am propus să facem ceva, dușmanul numărul unu este rațiunea. Pentru că începe să-ți spună, păi da, dar tu ți-ai depus un CV acolo, dar astea nu sunt posturi care să scot chiar așa, bă, tată. Astea sunt dedicații, putare, da, putare. Vă spun una din anii 85. Am slujit ca dascăl la Biserica Darvari, care acum este schitul Darvari din 90, dar eu am prins anii 80 acolo, că sunt născut mai de mult. Și era acolo un preot, unul dintre puținii doctori în teologie dogmatică ai vremii aceia din București. Și zic, padre, nu te supăra pe mine, dar ai fluierat în biserică, așa se zice așa, că nu știu dacă o dar să mai zice, dar ce s-a întâmplat la atâtea studii și la atâtea, vorba aia, lucrări făcute, ești aici, la o margine de drum, nu că era la margine de București, Doamne ferește, dar era o filie, ținea de Biserica Icoanei, nu-l băga nimeni în seamă, mă rog, era biserica și săraca, așa un subsol, într-o dimineață ne-am găsit că n-am cum să facem slujbă, că era jumătate de metru apă în toată biserica, și zice, măi, Marius, hai mă să-ți spun. M-au chemat la Patriarhie și mi-au zis că prefericitul te optiți Dumnezeu să vă odihnească, a spus gata cu intervențiile, eu o să mă ocup singur de tot ceea ce înseamnă CV, curriculum vitae. Nu vă gândiți la altceva, că CV-ul european de astăzi e altceva. Acolo, dacă stai într-un loc mai mult de 6 luni, zice că ești incapabil să te adaptezi. Nu, ăsta era om așezat. Și l-au chemat și pe el, zice, dar uite care e problema, ca să fim noi siguri că e o parohie bună, era vorba de Sfântul Gheorghe Nou, la kilometru zero, una alta, uite, întâi totuși, ca să testăm pe prefericitul, pune tu cerere pe Darvari și data viitoare, când apare cererea ta pentru Sfântul Gheorghe, noi o să-i spunem, păi vedeți că a vrut să-l apuși și Darvari și nu i-a stat. Ei, numai că i-a dat tot în prima. Ei, acum, asta v-am spus-o ca să știți. Și este faptul că atunci când vi se pare că un post este scos la concurs cu dedicație și aveți abținerea aceea de a vă mai duce la un concurs, vreau să nu mai faceți măcar de acum înainte. Și chiar dacă vă va spune rațiunea clar că nu e postul dumneavoastră, Dumnezeu întotdeauna știe și adună acolo, pe rămoș, tot ceea ce ai făcut și din pricina binecuvântată sau nu, din pricina unor oameni sau a unui sistem, să nu poți obține postul respectiv, cu siguranță că Dumnezeu știe
și îți va da atunci când va constata că sinceritatea ta este maximă. Iubiți credincioși, a plecat de acasă fără să gândești prea mult despre câte pietre vei găsi în cale, cred că face diferența între omul de succes, omul conștiincios și toți ceilalți care găsesc scuze. Știți că dacă vreți să rezolvați o problemă, căutați soluții. Dacă vreți să căutați scuze, întemeiați o comisie. Nu o să se mai rezolve asta niciodată. Dacă asta e scopul. Iubiți credincioși, eu mă bucur tare mult ca în această frumoasă duminică, ce mi-a adus aminte de multe, să mai aduc aminte de ultimul lucru cu care nu vreau să mă plictisesc prea tare. Ca să vedeți ce înseamnă a plecat de acasă. A plecat în 96, prima dată din țară, nu așa peste mari și țări, și am ajuns fix la Paris cu vreo câteva ore de a se face duminică. Câteva ore, adică vreo 20. Și m-am gândit cum o să ajung eu la singura biserică de care auzisem și despre care aveam niște hărtulețe așa făcute. Și toată noaptea ne-am străduit să punem cap la cap niște hărți luate din metrou, să vedem unde, vă imaginați un om care mersese cu metrou numai 3 stații de la Piața Unirii la Eroilor, să se ducă în El Paris să schimbe 3 metrouri și să știe și pe care ușă să iasă la Fontaine de la Saint-Michel, ca să nu cumva să înconjoare tot la Cité, ca să ajungă pe Jean Bouvier Bis. Acum vă imaginați, mi-am făcut, cred că nici o lucrare de seminar n-a fost așa de minuțios concepută. De la unde trebuie să mă duc să-mi cumpăr bilet, asta a început până la ora 6. Casa, bineînțeles, că se ția la 6:30. Celelalte care erau deschise non-stop, cereau card. Un card nu auzisem în viața mea, card bleu și nu știu ce. Na, am trecut peste asta. Dar îmi scrisesem acolo toate. Și către ce ducea metroul și toate. Numai că nu știam eu că dintr-un metrou poți să ieși cu mai multe locuri. Pentru că, de exemplu, la Eroilor în București poți să ieși în 2 locuri. Dacă ai ratat primul, mai mergi 150 de metri, 200 de metri degeaba. Dar acolo, tată, când am ajuns la stația finală, Place de la Saint-Michel, am coborât și mi-am uitat așa în sus. Era în noiembrie. Aproape că răsărea soarele. Ora 7. Și am oprit în un taxi de la care am aflat niște lucruri importante. Degeaba înveți limba franceză dacă nu ai contact direct cu un om care să-ți spună ceva. Și după ce ne-a plimbat el pe acolo, era foarte aproape. Putea să zică, bă, ne iau pe strada asta, dar acum jobul lui era să-l ducă cu taximul. Și când mi-a cerut cinci cinci, apoi cinci cinci, vă spun că învățasem la franceză și luasem câțiva de 10 pe tema asta. Dar decât să greșesc, ca un român, să nu-i dau cumva mai mult. I-am întins mâna. Și de atunci, știu ce înseamnă 5:50, când am văzut cât ia din palma mea. Ei, și am ajuns acolo și mi-a dat părintele voie să și vorbesc. Și le-am spus exact lucrul acesta. Să știți că am plecat de acasă cam cum plec duminica. Numai că mă așteaptă 20-30 de oameni de spovedit. Ei, aici mă așteptau câteva taxatoare și câteva metrouri. Dar nu m-am lăsat. Și acum cred că este cazul să fac o prăznuire a propriei mele slujbe de la Paris prin faptul că așa mă simt și eu lângă femeile milonosițe. Că am plecat de acasă. Am avut curaj să plec de acasă, pentru că dacă plecam mai târziu și mă puteau ajuta și alții mai târziu, era prea târziu ca să prind slujba. Pentru că la ora 7:20 eram deja îmbrăcat cu toate veșmintele. Acelea pe care le știți, că le păstrez de diaspora. Eu vă mulțumesc că mi-ați acordat posibilitatea să fiu atât de sincer și am să închei cu ultima sinceritate. Ați văzut că am slujit astăzi cu un părinte nou. El vine de la Runca Brandului și acolo e
văzut până în 82 de când îl știu eu. Nu ca preot, era atunci coleg la seminar cu noi. Îi ziceam, tataia Văsâi, și nu se supără că îi spun și acum public, că tot așa îi zic mereu. E mai mare decât mine 4 luni. Dar nu pentru vârstă, îi ziceam noi tataia Văsâi, ci pentru că era cel mai iscusit în a avea răbdare. Pe toți ne îndemna la calm. Niciodată nu ne-a lăsat să ne încăierăm sau să ne cerem dreptate, ci hai să vedem. Lasă să vedem și până mâine și poi mâine, lasă că săptămâna viitoare, până când îți pierea cheful de vendetă. Și de aceea și astăzi o să-i zic tot tataie Văsâi. Ne-am adunat astăzi pentru că nașul meu, care este și el preot la Tuzla, își cunună fata. Deci devine și el socru mic. Acum o să vă întrebați bine, dar asta este temă de predică din față? Da, este exact. Ca să nu credeți că noi suntem pe altă lume. Pentru că mi-a cerut cineva săptămâna aceasta o dezlegare să se ducă frate de mănăstire și i-am zis, nu tată, tu ai chilie familia. Asta este. Asta ca să știți despre noi ce și cum. Le rugăm pe inorostite femei să ne susțină demersul nostru de a pleca de acasă fără să avem întrebarea oare cine va provăli din nou piatra de la ușa mormântului. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca această întrebare, deși este una reală, să fie imediat așezată în spatele următoarei constatări. Asta nu este treaba ta. Pentru că în momentul în care îți răspunzi așa, la un dialog interior, Doamne, ce o să fac? O să spună Dumnezeu, asta nu e treaba ta. Să știți că vă veți simți extraordinar. Închei cu ceea ce mi-a trecut mie până cap acum o săptămână, cu pensionarea. Știți că încet vreau să mă obișnuiesc și cu această situație. Mai am 10 ani jumătate. Și mă gândeam cum o să fac și mi-a venit în cap exact acest răspuns. Asta nu e treaba ta. Tu fă-ți slujba așa cum trebuie, că restul se ocupă altcineva. Să ne ajute Dumnezeu să putem să depășim toate și pe femeile mironosițe să le avem astăzi într-o zi binecuvântată și de sărbătoare și după cum vă așteptați, la sfârșit, să nu lăsați la miruit pe bărbați întâi, pentru că este ziua femeii. La mulți ani! Să fie!